Salutare robine și robinete și bine v-am găsit la un nou videoclip. De această dată, din câte puteți vedea, o să ne dăm drept Mandalorian. Acesta este noul boss mitic adăugat de cei de la Fortnite în sezonul 15, mai exact chapter 2, sezonul 5. Înainte să înceapă videoclipul, nu uitați să inundați butonajul de like și să vă abonați canalului de YouTube înainte să facem 100.000 de abonați și după, bineînțeles. Dacă vreți să urmăriți mai mult, nu uitați să-mi follow pe Instagram și join pe camera de Discord pe care o aveți absolut întotdeauna în descriere, alături de un link către PC Garage unde se află un cadou. Iar cine vrea să mă extra susțină poate folosi în item shop codulețul meu de suport creator. Vă mulțumesc extrem de mult pentru absolut tot suportul acordat. Eu nu mai zic nimic, vă las cu videoclipul, vizionare plăcută. Acolo este bossul. Noi o să ne dropăm aici ca să putem lua o armă, că dacă nu ne omoară. Bă, ce fac aia? Se duc direct la el? Bă, îl bate careva. What? Stați, bă, cu minți, băieți. Ia să vedem, oare pot să fur eu dacă se bate cu cineva? Nu cred că se bate cu nimeni. Bă, sper că nu mă lua pe mine în țintă. Nu mă lua pe mine, bete. Ok, deci am observat că sunt deja player la el, băieți. Bă, ăsta are și armă automată. Bă! Gata, băi, nu, aolo. Hello. Se doare mi-era de tine, te rog frumos, nu mă bate cu arma ta minunată, că dacă nu, îți iau pichexul ăsta și ți-l dau în cap. Dar pe cine crezi, man, ca menins tu? Te invit înăuntru. Hei, nu, nu, gata, gata, că trolez. Nu, nu, gata, 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 nu mai, nu mai, nu mai, nu mai. Bă, să mi-a luat tactica lui. Urâtule, ce faci, frate? Ia-i, gata, gata cu fotosinteza, la culcare toată lumea, nu, nu? Totul pe ăsta a crezut că mă sperie, nicio șansă, frate, o secundă nu m-am speriat. Unde este odonul Melodorian? Bă, cred că l-a bătut careva. What? Unde crezi că fugi, domnule? Tu l-ai bătut. Se duce să ia lamă el, băieți. El se duce să ia lamă. O să plătesc cu vreo și îndesat pentru ce a făcut. Nu vine să crezi, sunt cel mai prost. Damina, ia uite mă că l-a bătut el. S-o crezi tu, nenea? Eu sunt de acum înainte noul Melodorian. Urcăm înapoi pe munte, l-am văzut, el e pe navă. Se dă cu să buildeze. Eu pe principiul ăsta merg, băieți, dacă buildează, o să-și dea seama că-s player. N-a buildat? Holy! L-am trimis la nani. Îmi pare rău dacă țip și vă rup urechile pe videoclipuri. Chiar nu intenționez să fac asta, prieteni. Da, bă, săracu băiat. Bă, 100% ăsta nu s-a prins. Come on, oricine ar builda, bro, dacă l-ar vedea, dacă ar vedea un player. Cam așa se joacă Fortnite. Dacă vezi pe cineva, buildezi. Dacă vezi și știi că e bot, nu buildezi. Eu zic că nu s-a prins. Oricum vă lasă și fata de pe replay. Uitați, băieți, aici este replay-ul. Aici eram eu jos și ăsta sus se uita după mine. Nu builda. Eu mergeam normal ca botul și el stă pe loc și rip. Ce ziceți? Și-a dat seama că eram eu sau nu? Am văzut că el poate să meargă până aici, așa că o să merg și eu până aici. Săracu flopper, bă. Wow. Mamă, deci dacă nici de data asta, băi, nu pot să mă transform în el. Eu, băiți, am verificat ceva și nu știu dacă... Și asta zic eu că nu s-a prins, că sunt player. Îmi pare rău, domnule. Bun, aici îl avem pe playerul ăla, trăgea după mine, eu mergeam normal. Nu și-a buildat și-a murit. Ce ești, s-a prins chiar am eu sau nu? Bă, dar toată lumea vine bun locația asta, mă jur. Odată n-am fost și eu singur aici. Nu, eu, sau el, sau eu. Înțeleg. Nu, n-avea. Ok, a fost foarte aproape. A fost foarte aproape. Bun, hai să vedem ce player mai sunt. Uite că pic aici drop lângă noi. O să vină iarăși player să ia drop-ul. Și s-ar putea să creadă că noi suntem Melodorian sau cum îl cheamă pe ăsta. N-am nicio idee. Haideți, băieți, veniți la tati. Să luați arme mitice. Nu par băieții să fie foarte interesați de dropul ăsta. Hai, băieți, că e gratis. Vi-l las, promit eu. Iar sunt în zona. E imposibil, băieți, să nu mai vină player. Singura diferență între mine și adevăratul boss e că el are semnul exclamării roșu și eu nu l-am. Da. Lumea nu se prea uită după asta, sincer. Și e foarte bine că n-am deschis dropul ăsta, pentru că e un motiv în plus să nu mă bănească cineva. Un player normal l-ar fi deschis, eu nu, pentru că eu sunt bossul Melodorian sau cum îl cheamă pe ăsta. Mă gândesc că cavalerul deja are ultimele upgrade-uri pe el făcute. Nu știu dacă ați văzut skin-ul din beta, pe seamănă extrem de bine cu cavalerul de acolo. Mamă, mă știe. Ăsta e pământ mișcător, bro. Ok, ăsta cred că e pe departe cel mai OP boss în Fortnite de când știu eu Fortnite-ul. Ok, l-am bătut, ne transformăm în el, hai să vedem, băieți. Da, uite, are armura finalizată, deci tot cu asta o să trească să ne jucăm. Și o să ținem arma lui în mână. Uite acolo, player. Nu cred că-și dă seama că sunt player normal. Ok, cu 100% își dă seama. Nu cred că-și dă seama că sunt player normal. Poate încă poți să-l păcălești, cine știe. Bă, da, ești nebun. Face ăsta edit cards pe mine, holy shit, man. Doar nu făceam nimic, stăteam acolo. Puiul meu. Pleacă de aici, domnule Thor. Ce faci, frate? Mandalorian, păzea că vin. Ia uite-l acolo cum stă el ca un cavaler. Se încălzește el, băi, băieți, e frig. Vine iarna. Domnule Mandalorian, știi ce vine odată cu iarna? Un colindător.
Gata, frate meu. Gata, băieți, luăm și jetpack-ul să semănăm cu el și mergem. Unde-s moblerii? Vin la tata. Uite-l pe ăsta, bă. Nu trag încă în el. Nu, n-am vrut să buildez. Fuck, din greșeală, bă. Come on, nu cred că s-a prins, bă. Dar, mamă, ce prost sunt, de ce am buildat? No. Come on, nu trebuia să buildez. De ce am buildat un dobitoc? Că 100% nu s-a prins ăsta, că asta să aștepte. Ok, hai să analizăm situația și aici. Eu eram aici cu ținta pe el. El se așează în spatele ăstora. Un player normal iarăși ar fi buildat aici. Am fost eu prost, într-adevăr. Din prima eu zic că nu și-a dat seama, pentru că instant cum am început să buildez așa mai tare, a început el să buildeze. Puteți să facă chestia asta din prima. Băieți, vă rog frumos să lăsați în secțiunea de comentarii ce părere aveți. Uite player. 100% nu s-a prins că sunt eu. Nu buildez, nu mai buildez. Gata. E ok, e ok, că ratez. Cum face și boss-ul. Iarăși o să ratez. Nice. Uite-l că nu buildează, iar ratez. Ca să văd dacă, uite, nu se mișcă din loc. Chiar dacă e riscul să mor acum, nu se mișcă din loc, bro. Ăsta. Iarăși e risc să mor. Da, clar nu s-a prins, bro. Uite-te tu. GG's, mă. Eu zic că l-am păcălit și pe ăsta, uite, vă las acum replay-ul. Aici l-avem pe playerul ăsta care s-a pus în fund și trăgea așa după mine, dar nu a buildat. Iarăși, aici iarăși se pune în fund și nu buildează. Se ascunde după astea, vrea să tragă după mine, iarăși nu buildează. Și până a ajuns acolo la drop, ați văzut și voi că nu a buildat. Eu zic că nici ăsta nu și-a dat seama, sincer. Ați văzut și voi, stăteam în fund o grămadă. Aici a buildat, că logic că trăgeam după el dacă nu-și builda. Dar în rest nu-și builda, vedeți și voi. Trăge după mine, mă nimerea. Avem și shield cu mare boss-ul ăsta. Eu zic că nu s-a prins, sincer. Uite cum stătea pe loc, bro. Neapărat vreau să știu părerea voastră în comentarii dacă s-a prins sau nu, că eu eram fake. Nu mă bate. L-a bătut careva, bă. E cel mai oribil challenge pe care l-am făcut eu în viața mea. Ce o să faci? O să-mi dai foc? Dau pickaxe, fraiere. Am o idee, hai să vedem dacă găsim pe un băiat care are skin-ul din Battle Pass. Și dacă-l omorâm, rămânem în meci. Dacă nu, mergem în altul. Tare. Oh, shit, uite. E ca și mor băiatul ăsta. Gata, ne putem transforma în el, băieți. Gata, așa cum ne putem da în continuare drept ăsta. O să ținem sniper-ul lui în mână. Ăsta am văzut că mai trage după playeri, deci o să pot să trag și eu după playeri. Nu o să trag, o să creadă că nu-i distanță. Să nu mă nimerească el înainte. What? Nu știam de asta. Încă nu știe că-s player, că builda, bro. Holy shit, pe ăsta am reușit, băi, să-l păcălim, zic eu. Mama, o să-mi scoată disguise-ul. Nu! Ha, clar nu știa că-s om. Bă, dar mai unul. Bă, ăștia-s mulți. 5, 4, 3, 2, nu! Cu asta! Fuck, atât de aproape, man. Hai să analizăm puțin situația. Avem aici playerul ăsta care 100% m-a văzut. Și aici își arma în mână și se pune crouch. Începe să tragă, vede că nu trag înapoi. Și am început să trag. Un player normal, dacă era bătaie versus alt player, builda, nu? Uite, iarăși încă nu buildează aici. Ratam și nu buildează. Și acum venea și se pregătea. Și aici am început eu să-l atac și mi-a scos skin-ul de la Mystic și n-aveam ce să fac, băi, trebuia să buildez, că și-a dat seama chiar un player normal. Băi, zic că nu și-a dat seama. Vreau să-mi lăsați părerea voastră în secțiunea de comentarii dacă și-a dat seama și știa că sunt eu sau nu. Vine perfect, hai tag, apasă butonul roșu direct. Jocul de top, nu dau nume. Intră acum pe canale pe bune. Like-ul și dume, glume și lasă în comentariu tot ce te apasă pe bune. Cu stil, fără vreun hack, gata mutată, click direct.